După ce în urmă cu o zi creștinii au prăznuit buna vestire, astăzi are loc pomenirea Sfântului Arhanghel Gavril. Acesta este pomenit pe 26 martie, pe 8 noiembrie, când sărbătorim soborul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, dar și pe 13 iulie, când pomenim minunile săvârșite de acesta. Sfântul Arhanghel Gavril este cel care i-a dat Fecioarei Maria vestea că a fost aleasă dintre toate femeile să devină mama Fiului lui Dumnezeu, pe care aceasta, din urmă, avea să l trimită pe pământ pentru a mântui omenirea. Astăzi, pe 26 martie, noi prăzduim Soborul Sfântului Arhanghel Gavril. De ce Biserica Ortodoxă a ales această zi pentru acest praznic? Pentru că Sfântul Arhanghel Gavil este cel care bine vestește, aduce vestea cea bună, Fecioarei Maria, în ce privește nașterea Mântuitorului nostru Isus Hristos, întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, începutul mântuirii. Dar el este binevestitorul și nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, el binevestește părinților, Sfinților Părinți Ioachim și Ana, nașterea Fecioarei Maria, el este cel care îl însoțește pe Moise în pustie. Deci, rolul Sfântului Arhanghel Gavril în uh, istoria mântuirii este foarte important, motiv pentru care, astăzi, după buna vestire pe care am prăznuit-o ieri, pe 25 martie, Biserica a ales să prăznuiască pe Sfântul Arhanghel Gavril. Mai avem și alte sărbători în timpul anului bisericesc, în care Sfântul Arhanghel Gavril este prăznuit, și anume, Soborul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, pe 8 noiembrie, și minunile Sfântului Arhanghel Gavril, care sunt prăznuite pe data de 13 iulie. De asemenea, Arhanghelul Gavril este și cel care le-a dat vestea lui Joachim și Anei că vor deveni părinții Fecioarei Maria după ani de rugăciune. Pentru creștini, Sfântul Arhanghel Gavril este important, fiind menționat în Biblie atunci când Moise a scris Cartea Facerii, îngerul fiind cel care l-a însoțit în pustietate.